6 și 45 de minute. Hai să facem un wake up call. Pregătiri intense pe aici. Ne vorbim, ne sfătuim ce să facem, cum să facem. Ideea e că noi îl trezim pe Cristian astăzi. Cristian Robe, care este un YouTuber. Nu știu dacă ați auzit de el, dacă ați văzut cumva filmulețele acelea cu dacă liceele ar fi oameni sau dacă județele ar fi oameni sau dacă... E bun, e tare. Are 17 ani, are 27.000 de subscriberi și e foarte fan omul. Eu zic să-l trezim, să-i facem un prank call. Îi facem, a fost și ziua lui ieri. Ziua lui de naștere. Da. Am plinit 17 ani. Păi, în cazul ăsta o să sunăm. El momentan am înțeles că se duce la școală. De la 7 pleacă la școală. Deci ar trebui să fie ori treaz, ori pe trezite. Da, și va primi un telefon de la Google România în dimineața aceasta. La okay. Virgin Radio. Săracu. Bine, hai să vedem dacă vă este. Uite, am format. Yes. Baftă, băieții mei, să reprezentați, da, represent Google. Alo? Bună dimineața, Corneliu de la Google România, te deranjez. Cristian? Da. Am înțeles că ai făcut 17 ani săptămâna aceasta? La mulți ani? Mulțumesc. Am vrea să te invităm la noi în sediu pentru o discuție, să discutăm un pic despre cariera ta de pe YouTube și cum am putea noi să te susținem. Da, sigur, când? Cred că am putea să ne întâlnim cândva săptămâna viitoare. Ideea este că noi îți putem umfla un pic numărul de abonați, putem să te ajutăm cu chestia asta. Doar că, mă rog, este o mică situație aici, am avea nevoie de la tine să faci ceva, dar o să-l las pe colegul meu de la financiar, Derek, să vorbească cu tine. Desigur, dacă se poate, mai putem vorbi și... Alo, Cristian? Alo, Cristian. Da? Noi aici la Google avem o procedură. Dacă noi îți facem, să zicem că putem să-ți facem 100 de chei. Înțelegi? Toată chestia e că trebuie să donezi din veniturile care îți vin, că o să-ți vină niște venituri mult mai mari de la Google, YouTube, trebuie să donezi 50%. Toată lumea face asta, adică știi pe Shelly. Da. Shelly donează 50%. România donează 50%. Bine, el are și niște vouchere la niște restaurante, se vede acum. 10 lucruri, ai auzit de 10 lucruri? Da, da. Nu mai fac acum, nu mai sunt, pentru că nu a vrut să doneze. Ok. Da. Asta e ideea, dacă ești de acord să donezi, e scop caritabil, practic, tu dai înapoi ceva comunității. Dar noi îți umflăm, noi putem să-ți facem mâine 100.000. Putem discuta și altă despre chestia asta, cel puțin, nu știu dacă aș fi acord cu chestiile de genul, dar e super din scurt dacă mă sunați așa la ora asta și nu știu ce să zic. Noi așa lucrăm, bine, suntem și pe alt fusorar. O singură chestie avem nevoie de la tine. Ăsta e și un telefon testimonial și am vrea să spui un lucru și pentru subscriberii noștri. Trebuie să spui în felul următor: salut, sunt Robe și sunt în direct la Virgin Radio România. Bună dimineața! Neața, Cristian! Băi, nu se simțești la asta. Băi, ce mă credeai că îți faci YouTube 100 de mii ca să donezi? Da, nu am mușcat-o clar, eram sigur că mi-am făcut YouTube 100 de mii. Uite, auzi, da, când ai auzit-o pe aia cu Bromania, care voucher la restaurant? Nu, când am auzit-o pe aia cu Derek și când a venit Derek, eram ok, ceva are chef. Bogdan Șurbel și Ionut suntem. Băi, noi ne-am uitat la clipurile tale, foarte șmecher, foarte șmecher, bravo. Băi, mersi mult de tot. Ține-o tot așa. Am înțeles că ai o piesă de teatru astăzi. Da, da, am într-un fel premiera unui spectacol. Ia uzi, mă, unde, ce, cum? La ora 7 seara jucăm la sala Rapsodie. A fost un teatru de pe Lipscani, un spectacol făcut de trupa mea de teatru. Cum se numește spectacolul? Put Your Hands in the Air se numește. Și auzi. Păi, da, eu practic am tot ce fac pe YouTube, toate chestiile cu actorie, sketch-uri, mi se trag de la trupa de teatru și e cam starting point-ul meu așa. Deci dacă e cineva interesat sau dacă okay. N-am ce face de la 7 seara, e un loc fun de venit. Păi, poate vin, da, și prietenii tăi de la Google.
Da, o să vă mulțumesc și eu pe Derek, poate vine Derek. Pe Derek, așa. Bun. Da. Bine, Robe, căutați pe YouTube canalul lui Robe și o să vedeți acolo câteva videouri foarte faine. Tu te apropii de 1 milion de view-uri pe canal. Am trecut. Ai trecut de 1 milion de view-uri. O grămadă de view-uri deja. Haideți să-i facem 100 de K lui Robe. 100 de K de subscriber, da, bine. Baftă, Robe. În dimineața asta, la Virgin, ai primit un... Wake up call!